m-am ancorat și începem pescuitul. Suntem în data de 10.05.2023. Astăzi se anunță vânt de plouat, nu cred că o să plouă, dar o să ne bată vântul foarte tare, după cum anunță ăștia. Vă țin la curent și sper ca și azi să vă arăt trăsături, să vă arăt capturi și să fie bine. După cum ați văzut în videoclipul de ieri, am prins ceva scumbie, nu foarte multe, dar am prins. Să vedem dacă și astăzi o să fie la fel. Asta am schimbat culoarea. Am pus verde în loc de roșu și a venit prima. Uite, e agățată. Înseamnă că e în zonă scrumbia, dar nu mănâncă. Haideți să vă spun câteva lucruri despre culori. Cum, când să le încercați. Eu folosesc cel mai mult dimineața verde. Deci verde, chiar pe două lansete pun verde. Roșu folosesc cam tot timpul, tot timpul zilei. Galben folosesc spre seară. Rămâne să încercați dumneavoastră ce culori credeți că ar merge mai bine, să schimbați gramajele la plumb, puneți mai greu, încercați cu plumb mai ușor, încercați să stați aparna cât mai aproape de barcă, cu plumb cât mai greu, încercați să stați, să lansați cât mai departe cu o lansetă, să vedeți unde mănâncă mai bine. Eu vă spun ce fac eu, nu este o regulă scrisă, e ceea ce fac eu și ceea ce văd că îmi dă rezultate. Mai avem mov și albastru pe care am luat foarte bine ieri și pe alea le folosesc în timpul zilei. Le-am băgat chiar și acum de dimineață pentru că mi-a plăcut cum a mers ieri pe ele și am zis să încerc și dimineața. Și văd că deja am luat două scrumbii pe țaparina asta. Deci, toată chestia e să încercați, să schimbați, să vedeți ce culoare dă cel mai bun randament. Am înghețat, e frig, e dimineața și deja bate vântul rău de tot. O să mă duc la mal, o să-mi fac ceva de mâncare și poate mai târziu o să ies, pentru că nu e de stat. Peștele nu mănâncă, stau și îngheț degeaba de frig. O să intru mai târziu și sper să avem ceva capturi. Au început să vină și femelele. Femelele sunt mai mari, mai frumoase. Cu asta din mijloc dau departe, v-am spus. Încercăm și așa și așa, și mai aproape și mai departe. Când dai mai departe, țaparina stă altfel. Când dai mai lângă barcă, iar stă diferit.
Uite ce frumos e și asta. Pe roșu. Verdele de dimineață, v-am spus. Și una pe roșu.
cam asta a fost. Sunt câteva scumbii și mai frumoase. E ceva.